Majoritatea tehnologiei pe care o avem în prezent ar fi fost de neimaginat în urmă cu un secol, dar, așa cum istoria a demonstrat de-a lungul timpului, lucrurile care odată erau considerate imposibile pot deveni parte din realitatea de zi cu zi. Deci, ce tehnologii uimitoare ne așteaptă în viitorul apropiat? Astăzi o să răspundem la uimitoarea întrebare ce se va întâmpla înainte de 2120. Vorbind la modul general, tehnologia care ne este disponibilă la degetul mic avansează de la an la an într-un ritm exponențial, ceea ce are sens în cea mai mare parte deoarece inovațiile tehnologice apar de obicei ca rezultat al implementării tehnologiei anterioare. Deci, cu cât tehnologia pe care o folosim zilnic devine mai bună, cu atât devenim și noi mai buni la crearea produselor noi și inovatoare. Unele estimări ale pieței susțin că în următorii 10 ani computerele personale ar putea deveni de 1000 de ori mai avansate decât cele pe care le folosim în prezent. În octombrie 2019, compania Google a anunțat că unul dintre calculatoarele lor cuantice a atins ceea ce ei numesc supremația cuantică, rezolvând o ecuație anume într-un timp record. Mai exact una pentru care un computer obișnuit ar avea nevoie de 10.000 de ani pentru a o rezolva față de 3 minute și jumătate cât a avut nevoie calculatorul cuantic. Însă aplicarea practică a acestor realizări nu este posibilă momentan și se crede că suntem departe de a folosi calculul cuantic în viața de zi cu zi. Dar atunci când iei în considerare faptul că calculatoarele au apărut cu doar câteva decenii în urmă și în prezent milioane de oameni dețin dispozitive inteligente care pot fi folosite cu o singură mână și sunt de mii de ori mai puternice decât ce avea NASA la dispoziție în timpul aselenizării, este clar că în următorii 100 de ani lucrurile se vor schimba fără doar și poate. Deci la ce ar trebui să ne așteptăm? Pentru început, sănătatea și longevitatea noastră ar trebui să se îmbunătățească pentru că cercetările în acest domeniu se concentrează tot mai mult pe îmbunătățirea supraviețuirii oamenilor. Domeniul mai exact se numește CRISPR, adică grupuri de repetări scurte palindromice în ordine intercalată. Ele sunt o serie de secvențe scurte ale ADN-ului care sunt folosite de bacterii pentru a se proteja împotriva virusilor. Editarea genelor este deja folosită într-o varietate de proiecte care până acum păreau imposibile, cum ar fi încercarea de a elimina malaria din țânțari, crearea superplantelor care să reziste diferitelor boli sau insectelor dăunătoare, și chiar în tratarea orbirii la unele animale. Dar, de asemenea, au apărut utilizări similare ale CRISPR, care implică direct oamenii. Încercările savanților din cadrul Universității din Pennsylvania de a trata pacienții suferinți de cancer prin intermediul acestei tehnologii a ținut deja prima pagină a ziarelor din America, în timp ce există rapoarte potrivit cărora editarea genelor folosind aceleași metode a ajutat la eliminarea cu succes a cancerului pentru cel puțin un pacient. Desigur, abordarea se află în faza de început, însă totodată este un pas important în încercarea de a prelua controlul asupra tuturor bolilor care amenință corpul uman, mai ales în prezent, unde rezistența antimicrobiană este precară. Totuși, dezbaterea etică și continuă din jurul bebelușilor proiectați arată că de asemenea poate fi și o parte negativă în viitorul unde editarea genelor va fi un lucru obișnuit. La fel ca în trecut, atunci când tehnologiile avansate au trebuit implementate, într-un fel sau altul, echilibrul moral al oamenilor a fost afectat și el. Este o problemă care afectează și tehnologiile din prezent menite nu numai să ne facă mai sănătoși, dar și mai inteligenți. Elon Musk și-a dezvăluit deja planurile din viitor pentru Neuralink, o interfață creier-calculator implementabilă care va permite oamenilor să gândească și să proceseze informațiile mai rapid ca niciodată, conectându-și creierele la un fel de computer. Compania miliardarului are în plan să testeze acest dispozitiv pe un eșantion de oameni la începutul acestui an. Într-o ordine mai simplă de idei, dacă implementarea creierului artificial funcționează, acest lucru ar fi un prim pas major în dezvoltarea artificială a propriilor noastre capacități și si abilități mentale. Mai exact, acest lucru ar putea reprezenta inițierea în in epoca telepatiei. Futuristul Ian Persson, un politician al Partidului Laburist Britanic, crede că acest lucru se va întâmpla 100% până în anul 2100, iar în același timp există consensul general că telepatia sintetică nu mai face parte de mult din domeniul science fiction, ci de fapt este o posibilitate care se apropie rapid de lumea reală. Pentru cei care susțin ideea telepatiei, cercetătorii spun că am putea face în curând notițe mentale care să ne ajute să luăm legătura cu noi din trecut, la fel de ușor cum trimite mesaje în mediul online, dacă interfața creier-calculator va funcționa perfect cu creierul nostru. Din nou, există și si o parte întunecată în in care telepatia face ca mijloacele tradiționale de comunicare să fie inutile, cum ar fi conversația față în față și si totodată creierele tuturor devin vulnerabile atacurilor digitale și si breșelor de securitate. Dar există un argument destul de bun potrivit căruia acest nivel de dezvoltare și implementare al inteligenței artificiale în creierele noastre este necesar astfel încât rasa umană să poată țină pasul cu potențialele capacități ale inteligenței artificiale. Deloc surprinzător, inteligența artificială sau AI pe scurt este prevăzută să aibă un impact masiv asupra secolului următor. Folosind progresele tehnologice cum este computerul cuantic Google ca un punct de plecare, unde procesarea calculatoarelor tradiționale este înlocuită de tranziții de date calculate la secundă, în mai puțin de un secol, prăpastia dintre artificial și organic ar putea fi semnificativ mai mică. De zeci de ani, testul Turing a fost un obstacol final pentru inteligența artificială, dar în prezent din ce în ce mai multe computere trec cu succes de această examinare. Prin urmare, a fost creat un nou examen primar care trebuie absolvit de către inteligența artificială și anume singularitatea tehnologică. Această singularitate reprezintă conceptul potrivit căruia inteligența artificială va fi capabilă în viitor să creeze în mod constant versiuni mai bune și mai inteligente ale sinelui însuși fără a fi necesară intervenția umană, creând un boom tehnologic irreversibil care va fi cu adevărat imposibil de oprit. În In opinia inventatorului și si futuristului Ray Kurzweil, acest lucru este ceva ce ar putea să apară încă din anul 2045, atunci când el crede că roboții pot fi chiar imposibil de distins față de oameni. Poate vă întrebați care sunt aspectele pozitive ale acestor evenimente probabile cu inteligența artificială care să ne ajute în toate sarcinile de zi cu zi, am atinge un nivel de eficiență nemai văzut până acum, iar dacă aceasta va putea crea în mod constant versiunea ale sinelui însuși, oamenii de rând ar avea mult mai mult timp la dispoziție și oportunitatea de a participa la alte activități. Acum poate vă întrebați care sunt aspectele negative. Ei bine, ascensiunea Imperiului Robotic este o temă destul de populară în societatea distopică dintr-un motiv bun. Iată acum un alt aspect al vieții din viitor în care atingerea unui echilibru este cheia. Dar dacă roboții ne vor ajuta sau ne vor amenința viața în viitor, rămâne de văzut. În următorii 100 de ani va fi nevoie să ne preocupăm și de mediul înconjurător. Temerile legate de schimbările climatice și încălzirea globală au preluat controlul asupra societății în ultimii ani, forțând diverse guverne naționale să stabilească termene pentru a ajunge la un nivel de carbon neutru sau chiar carbon negativ, adică nivelul emisiilor de dioxid de carbon să fie egal cu zero. De exemplu, guvernul britanic a promis că se va atinge acest nivel favorabil mediului înconjurător până în anul 2050. Până în 2120 vom ști cu certitudine dacă obiectivele precum acesta au fost îndeplinite, dar dacă nimic nu se schimbă, atunci oamenii de știință promit că perspectiva viitorului o să fie sumbră. Potrivit măsurătorilor NASA, temperatura medie globală a crescut cu 0,8 grade Celsius din 1880 până în in prezent, însă majoritatea acestei creșteri a început în in anul 1975. Pentru climatologi, îngrijorarea este că această creștere rapidă va continua în secolul următor, până în punctul în care temperaturile vor ajunge să fie imposibil de gestionat. În general, planeta ar putea arăta cu totul altfel în următorii 100 de ani. Datorită topirii calotelor glaciale, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică prevede o creștere a nivelului mării de cel puțin 0,3 metri până la sfârșitul acestui secol. În același timp, un studiu din 2019 efectuat de către oamenii de știință din cadrul Universității Bristol susține că nivelul mării va crește cu până la 2 metri până în 2100. Estimările variază, dar majoritatea proiecțiilor asupra acestei situații avertizează asupra faptului că aceste creșteri ale nivelului apei vor provoca perturbări majore în mediul înconjurător, în special în zonele de coastă, cum este statul american Florida, care potrivit unor estimări sunt 100% șanse ca această regiune să fie inundată de valurile mării în următorii 100 până la 150 de ani. Potrivit unei analize din 2019 efectuate de către site-ul de știri 24 din 7 Wall Street, se preconizează că multe regiuni ale lumii vor fi inundate în mai puțin de 100 de ani, inclusiv New England, Texas și Georgia sau orașe mai mari precum Londra și Amsterdam în Europa și chiar zone din regiunea Dobrogea din țara noastră ar fi afectate masiv de creșterea nivelului mării. Momentan, în jur de 71% din suprafața Pământului este acoperită de apă, însă, dacă estimările cercetătorilor sunt corecte, această cifră se va modifica, transformând planeta noastră într-un loc mai albastru pe măsură ce oceanele vor acapara mai mult teritoriu uscat. Pentru unii, potențialele schimbări aduse mediului înconjurător vor fi suficiente pentru a provoca migrarea în masă de pe propria planetă. Totuși, cu sau fără o criză ecologică, călătoria în spațiu reprezintă un alt aspect al vieții noastre, fiind stabilit ca generațiile următoare să facă progrese semnificative în acest domeniu, iar misiunile cu destinația Marte sunt printre cele mai interesante ale prezentului. Dacă obiectivele stabilite de diverse agenții spațiale și firme aerospațiale private vor fi atinse, atunci până în 2120 ar trebui să construim o bază permanentă pe planeta roșie. Atât Agenția Spațială Europeană cât și Administrația Națională Spațială din China au declarat că vor ajunge pe Marte între 2040 și 2060, deși fondatorul SpaceX, Elon Musk, speră să construiască o bază marțiană permanentă ce se va numi Baza Alfa până în 2028. Deocamdată, programul de zbor spațial Artemis al celor de la NASA urmărește să construiască o bază permanentă pe Lună până în 2028, iar ambele, Agenția Spațială Rusă Roscosmos și cea japoneză JAXA, au raportat că intenționează să înceapă construcțiile pe suprafața lunară până în 2030. Dacă aceste prime obiective sunt îndeplinite, atunci Luna și Marte ar putea fi chiar noutăți vechi peste 100 de ani, deoarece oamenii din viitor vor fi inspirați de realizările din trecut și vor începe să cucerească și alte planete ale sistemului nostru solar. La fel cum unele părți din viața noastră de zi cu zi ar fi fost de neconceput pentru cei care trăiau în 1920, și noi ar trebui să fim pregătiți să ne adaptăm la toate schimbările din următorul secol. De la inovații tehnologice la provocări ecologice, Pământul va fi un loc foarte diferit, de fapt atât de diferit încât societatea umană s-ar putea ramifica departe de planeta noastră în timpul căutării accelerate prin sistemul solar și asta s-ar întâmpla înainte de 2120. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!